Se complică situația actorului George Mihaiță, care în urmă cu două luni și jumătate a produs un accident de circulație. Probele de sânge recoltate în seara accidentului și procesate la Institutul de Medicină Legală ar indica o alcoolemie uriașă de peste 2,5 la mie, așa că directorul teatrului de comedie riscă până la 5 ani de închisoare. Accidentul s-a produs pe 30 iunie seara pe bulevardul Basarabia din capitală. George Mihayt a pierdut controlul volanului, a lovit o mașină parcată, apoi a fost proiectat într-un refugiu de tramvai. Polițiștii și-au dat seama că urcase la volan după ce băuse alcool. Chiar în seara accidentului, legiștii au recoltat actorului George Mihăiță două probe de sânge pentru a putea stabili alcoolemia. Prima la ora 22 și 35 de minute, iar cea de-a doua o oră mai târziu. Iar rezultatele nu-i sunt câtuși de puțin favorabile artistului. Prima ar fi indicat o alcoolemie de 2,56 la mie, iar cea de-a doua de 2,37. Mai mult decât dublu față de cât arătase tilotestul, Mihăița avea atunci o alcoolemie de 1,05 la mie în aerul expirat. Și cum a depășit limita de 0,80 până la care era doar contravenție, actorul în vârstă de 72 de ani va fi urmărit penal. De ce urcat băut la volan? Cele două probe de sânge recoltate la Institutul Național de Medicină Legală, Mina Minovici, indică o alcoolemie în scădere, una față de cealaltă, ba chiar față de momentul producerii accidentului. Însă chiar și așa afirmă surse apropiate de anchetă, valorile sunt suficient de mari pentru ca George Mihaiță să riște nu doar acuzația de conducere sub influența alcoolului, ci poate chiar o decizie de condamnare și pierderea definitivă a dreptului de a mai conduce. Potrivit codului penal, infracțiunea de conducere sub influența alcoolului se pedepsește cu până la 5 ani de închisoare sau amendă penală. Știrile ProTV au încercat în repetate rânduri să obțină reacția actorului, însă George Mihaița a refuzat să comenteze situația. Urmărește cele mai tare show-uri integral pe ProTV Plus.